Suntem la vernisajul tău, mă rog, înaintea vernisajului tău. Ești o tânără artistă care a început din clasa 6, am înțeles, să faci artă. Ce te-a îndrumat să faci artă? Adică ce te-a atras la artă? Cine ți-a spus, uite, poate ar fi bine să mergi la liceul de artă? Am fost contra liceului de artă. Am avut senzația că dacă o să mă duc acolo, chiar și în generală, o să am niște lacune mari pe viitor. Nu o să știu matematică, fizică, chimie și dacă o să mă hotărăsc la un moment dat să nu mai merg pe partea de artă, o să pornesc într-un alt domeniu cu un oarecare handicap. Într-o zi, pentru că îmi plăcea să pictez și fac asta de când mă știu, m-am dus la o curte pe care o avem, ca să nu pictez în casă, mă deranja mirosul, și am făcut două lucrări. Trebuia să le transport acasă, pe un drum de, nu știu, 5 minute, și am intrat la un aprozar pe drum să-mi cumpăr niște fructe. Acolo m-am întâlnit cu o artistă locală, care m-a întrebat, uimită, dacă sunt la liceul de artă și în ce clasă. Și am zis că nu, că eu nu vreau să fiu la liceul de artă, vreau să mă fac arhitectă și trebuie să știu matematică. Și mi-a zis să mă duc neapărat, să nu pierd oportunitatea asta, pentru că o să mă ajute să îmi găsesc o anumită direcție. Se vedea că eram cumva pierdută în toate dogmele astea de compoziție și în direcțiile cromatice, pentru că în capul meu era un haos. Voiam să fac ceva anume, dar mintea nu-mi coordona cum trebuia mâinile. Nu reușeam să fac asta. Eram și mică, încă nici acum nu reușesc să ajung la toate subtilitățile artistice, dar atunci era o problemă gravă. Îți amintești care au fost acele două lucruri? Ce ai făcut atunci? Ce ai pictat? Da, am făcut două chestii total diferite. Am făcut o pictură pe un fundal roșu destul de puternic, cu niște flori. Pictam chicios la vremea respectivă. Și arăta așa ca printurile alea pe care și le cumpără toată lumea și le pune pe perete. Și încă un peisaj cu un pod tipic japonez și cu copacii ăia înfloriți. Cred că cireși erau, mi-aduc aminte exact. Era în pictură sau era în creioane colorate? Ce ai folosit atunci? Nu pictam, nu făceam altceva. Știu numai să pictez. La partea de desen ok, pot, dar n-am răbdare. Nu am tușă fină, nu am hașura aia netedă, am încercat-o de câteva ori, am rezistat 2-3 luni și am abandonat-o. Am luat cărbunele și dacă este să fac ceva în desen, o dau pe pete mari. Așa, și să revenim la poveste, te-ai înscris după aceea din clasa 6 la liceul de artă sau cum a decurs? Da, m-am înscris, atunci eram în vacanță dintre a 5-a și a 6-a. M-am dus la examen, a trecut sesiunea de examen, am reușit să fac o cerere la secretariat pentru că eram hotărâtă, dacă mi-a zis doamna pictoriță să mă duc acolo, însemna că e ceva de capul meu. Și s-a reorganizat sesiunea de examinare și am intrat. Cât de greu a fost tu venind din afară, mă gândesc, fără pregătire suplimentară să intri? Ce ai primit la examenul pentru clasa 6? Știu că sunt ceva teme. Da, am avut două examene, unul de desen și celălalt de culoare. La desen am primit o natură statică cu trei elemente. Cred că aveam un cub, un măr și o sticlă destul de lunguiață. Și la a doua temă, de la culoare, am avut circul. Ți s-a părut o temă grea, atât natura statică cât și culoarea, pentru un copil care nu și-a luat ore înainte, care nu știa de pictură și de natură statică? Da. Natura statică mi s-a părut mai ușoară, pentru că aveam ceea ce trebuia să reprezint în față. Nu trebuia să-mi pun atât de mult mintea la contribuție. De regulă mă pierd la temele astea mai libere, când pot să mă duc într-o sută de direcții și nu reușesc să-mi canalizez într-un timp scurt ideile. Și atunci iese ceva mai ciudat. Da, până la final am pictat o chestiuță. Apoi, cum te-ai integrat în clasă, cu colegii, cum ți s-au părut temele? Deja ceilalți aveau un an în avans, adică poate aveau niște cunoștințe de bază. Greu, am fost antisocială. Acum fac eforturi să vorbesc. Nu mă pricep să comunic cu oamenii. Nu sunt o persoană plăcută și nu eram nici atunci. Mi-era rușine și să mă uit în ochii lor. Nu reușeam să fac contact vizual niciodată. Dar am avut un set de profesori în gimnaziu care m-au ajutat foarte mult și care mi-au dat încredere în mine. Îmi ziceau în repetate rânduri că da, e bine ce faci, pentru că aveam nevoie de încurajare. Nu eram sigură dacă fac bine.
Cum te-ai hotărât să rămâi și la liceu tot, la liceul de artă și să nu urmezi altceva, având în vedere că spuneai că vrei să devii arhitect, deci poate puteai să mergi la alt liceu unde era mai intensivă matematică? Am meditat un pic asupra viitorului meu și m-am gândit că nu stă în fire să-mi petrec viața la un birou și să fac desene tehnice și măsurători, pentru că nu am răbdare de așa ceva. Am încercat de-a lungul timpului foarte multe direcții, am încercat să fac bani din artă, să pictez tricouri, să fac bijuterii, să pictez pantofi, tot felul de chestii, dar în afară de pictură n-am reușit să mă țin de nimic și atunci am mers în direcția asta. Ca o paranteză, s-a făcut bani, ce ai făcut bani? Din pantofi, din tricouri pictate, brățări, nu știu ce mi-ai făcut, s-a făcut, ai putut să câștigi bani din asta sau era doar așa ca și hobby, am încercat, e greu, nu mai fac, nu-mi place? Am câștigat mulți, mulți bani din bijuterii. La târgurile de 1 și de 8 martie am participat, cred că, 5 ani la rând. Și ce bijuterii făceai? Cumpăram părțile acelea metalice, asamblam eu, de obicei, niște bile de lemn pe care le pictam. Întotdeauna interveneam și cu pensula pe ele, nu prea îmi plăcea să cumpăr, nu știu, o piatră semiprețioasă și nu mă supun acolo, pentru că asamblarea aia nu înseamnă artă. Și apoi te-ai axat doar pe pictură? Da. Da. Încă pictez tricouri pentru apropiați. Dacă fac un tricou frumos și vine cineva și îmi spune să mai fac unul la fel, refuz categoric. Nu fac de două ori același lucru, pot să mă duc în aceeași direcție sau să încerc să fac ceva asemănător, dar nu, arta nu se trage la Xerox și atunci nu. Cum, și revenind la, ai ales totuși liceul de artă. Da. Te-ai hotărât că nu vrei să stai la birou și ai dat examen. Părinții tăi te-au susținut, adică nu au zis, mă, poate ar trebui să faci totuși arhitectură, din artă nu se trăiește sau se trăiește mai greu, să devii artist e puțin mai complicat? Când făceam eu liceu, nici nu exista secția de arhitectură, pentru că știu că acum există. Așa că până la facultate, oricum, nu prea conta ce fac. Au zis că în condițiile în care vreau să continui pe asta și vreau să fiu pregătită pentru admiterea la facultate, ar trebui să iau niște ore în particular de desen tehnic, de matematică, de chestiile astea necesare pentru arhitectură. Dar până între a 10, între a 10 am avut o treaptă, un examen de culoare, de atelier a fost și atunci eram hotărâtă să fac sculptură. Pictura a fost undeva la finalul liceului. Toată lumea mi-a spus că sculptura nu e pentru fete, că nu o să fiu în stare să car un bloc de piatră sau să dau cu dalta. Și i-am crezut pe cuvânt la momentul respectiv. Am avut un profesor de pictură, pe domnul Căpriță Petre, și mi-a zis să fac pictură, că mă descurc în direcția asta. Pentru mine, sculptura și pictura oricum erau foarte apropiate. Lucrăm tot cu volume, tot cu materialitate și cumva în aceeași direcție, numai că suportul diferă, că e pânză, că e piatră, totuși se aseamănă. Și am rămas pe pictură. Am început să încerc să fac bani din asta și să văd că se poate trăi, dar nu prea bine, din artă și am zis că ok, o să duc o viață mai săracă, dar mai fericită. La facultate, cum a fost? Ai ales pictura, deci ai renunțat la sculptură, ai ales pictura. Cum a fost examenul? Cum trebuia să ai un portofoliu? Te-ai pregătit mult pentru asta? N-a trebuit să mă pregătesc. N-am luat niciodată ore, cel puțin la arte plastice. Și am avut lucrările gata de la tot ce am făcut în liceu. Am avut și lucrarea de diplomă din liceu. Am avut 4 lucrări foarte mari, cam de dimensiunile celor din jur. Și am mai avut studiile din liceu. Nu m-am dus cu lucrări din clasa 9-a, 10-a, că mi se păreau puerile. M-am dus cu ultimele lucrări făcute. În rest, n-am lucrat în plus. Nu aveam timp. Sesiunea de examene a fost foarte apropiată de BAC, da, și atunci n-am avut timp să lucrez. M-am simțit ok la examen, aveam suportul pregătit, locurile bune, am stat în primul rând, n-am suferit că nu văd modelul. Chiar cum a fost? Ce ai primit la examen? Am primit un studiu de portret în desen, tehnica de alegere creion cărbune, ce am vrut noi, și la culoare am avut studiu portret cu mâini, ambele după model. În principiu a fost ok. A fost concurența mare? Te-ai simțit cumva, uite, poate nu sunt atât de bună ca cel care stă în dreapta mea, de exemplu, sau poate, nu știu, da, niște emoții?
M-am gândit că poate nu intru la arte, n-am avut un plan B, am zis că nu dau la altă facultate, mai bine stau acasă și lucrez un an și mai încerc o dată la anul. Locurile au fost destule din punctul meu de vedere, cred că 25 avem în total. Am concurat vreo 60-70 de oameni la momentul respectiv și cumva știam că dacă trec de primul examen, sunt la facultate, doar că nu o să știu dacă intru la taxe sau la buget. Și m-am liniștit după primul examen, am primit rezultatele repede. Nu sunt o fire emotivă, n-am stresul ăsta niciodată. Ai avut și interviu? Ce a fost după primul examen? Da, am avut interviu, n-am vorbit deloc despre lucrările mele, am vorbit despre totul alte chestii. Am simțit o companie foarte faină din partea profesorilor care trebuiau să mă evalueze și am dat-o spre filozofie și tot felul de alte chestii. Mi-am simțit bine. Ești în anul 3 acum la facultate. Da. Cum ai evoluat din primul an și până acum? Sau cum vezi tu evoluția ta de la sfârșitul clasei a 12-a până acum? Pentru că trebuie să fie o evoluție de stil, de ce ai lucrat, pe ce sport. Sunt o fire încăpățânată, ok? Știu că am profesori, știu că sunt școliți ca să fie profesori, că au și doctorate ca să fie la universitate și asta înseamnă că se pricep. Dar am tendința să filtrez informația de fiecare dată. Am avut câțiva profesori cu care n-am rezonat și, prin urmare, nu le-am ascultat sfaturile, am făcut ce am vrut eu. Am încercat să-i mulțumesc doar în semestru întâi, anul întâi și mi-am dat seama că nu mai place mie să pictez dacă nu mă duc în direcția pe care vreau eu să o abordez și am încercat să le spun că am o anumită direcție și vreau să mă susțină sau să-mi dea sfaturi exact în partea aceea și să nu încerce să mă rupă și să mă ducă în tot felul de stiluri pe care nu le agreez deloc. Nu a fost complicat ca ei să accepte că tu vrei să mergi pe un anumit stil? Pentru că sunt profesori și cu toții știm că fiecare are încăpățânările lui. Nu neapărat. Am profesori tineri și faini și nu, au înțeles. Sunt și ei proaspăt ieșiți din facultatea asta și atunci pot discuta cu ei. Colegii tăi lucrează pe aceeași stil ca și tine, acum nu identic, dar folosesc, nu știu, merg pe aceeași variantă sau fiecare pe direcții diferite? Absolut deloc. Suntem poate 4 persoane care rezonăm, dar nu ca ceea ce facem, ca și concepția asupra artei. Poate că ne plac aceleași stiluri, poate că ne plac aceiași artiști și în anumite situații folosim o cromatică asemănătoare, dar nu ca tematică, ca tușă. Am o colegă cu care rezonez, dar nu pictăm la fel. Spre ce te-ai dus tu? Ce pictezi tu? Știu că pictezi și pe pânză și pe lemn. De ce pânză și de ce lemn? Culorile pe care le folosești? Explică-ne puțin. Sunt adeptă picturii românești. Pictura românească are o foarte mare perioadă în care se dezvoltă doar pe partea de iconografie. Icoana se face în principiu pe lemn. Am încercat să fac pe lemn cu totul altceva, să nu mă duc pe temele religioase. Eu am pictat și icoane de-a lungul timpului, dar nu sunt religioasă, sunt ortodoxă, nepracticantă și mi-asum asta. Și am încercat să duc ceva nou pentru mine, pentru că sursele mele de inspirație sunt fotografiile de familie. Am situații la care am participat și am fotografii de pe vremea când încă nu eram născută. Dar dacă pur și simplu îmi place ce văd și compozițional mi se pare că e ok sau că pot corecta dacă ceva nu merge, atunci pornesc de acolo. Cromatic le schimb total. Te inspiri din fotografii? Te uiți la fotografie și exact așa faci personajele? Sau? Nu, absolut deloc. Nu. Schimb cromatic toată ambianța pentru că de regulă mă duc spre roșu. Îmi place foarte mult să folosesc roșu și să fie englez, dacă se poate. Și nu-mi place să redau chipurile așa de fidel cum se practică astăzi. Nu vreau să fac sprâncene, gene și crăpături pe buze. Nu-mi place. Centrul de interes o să cadă numai pe portret dacă fac asta și atunci tot ce am făcut în jurul portretului o să fie neglijat. Și eu vreau să fie privită o lucrare dintr-un capăt în celălalt și nu superficial, doar într-un anumit punct.
Care sunt artiștii tăi preferați? Victor Mann și Corneliu Baba, dar mie Baba place cel mai mult. Mi-ar fi plăcut să mănânc pe vremea când el era profesor și acum să-mi spună toată lumea că sunt babistă. E un artist, din punctul meu de vedere, genial. Chiar recent am fost la Muzeul de Artă din Craiova și este o sală dedicată artei sale acolo și am petrecut timpul. Câte o oră bună, mă gândesc. Da, da. Pânză, ai și pânză pe lângă lemn. De ce pânză și nu ai păstrat doar lemnul? Am momente diferite în care pictez și abordări diferite. De regulă lucrez pe straturi. Dacă vreau să redau impresia aia de ceață, pentru că vreau să am niște lucrări semi-prăfuite cumva, lucrez mai degrabă pe pânză. Îmi permite să rad pânza și să lucrez cu tot felul de cârpe sau de materiale abrazive. Și atunci de asta aleg și pânza. Pe lemn, da, lucrez tot în straturi, pentru că asta îmi place. Atunci în ajung ulei? În ulei? Da, toate sunt în ulei, nu pot lucra în altceva, că nu arată bine la final. Și pe lemn pun acele straturi, doar că trebuie să lucrez cu pensule sintetice și când nu simt că am chef să lucrez cu pensule sintetice și vreau să fac ceva cu păr de porc, atunci aleg pânza. În ce stări pictezi? Trebuie să fii tristă, veselă? Cum îți vine? Trebuie să fii într-o stare anumită. Pentru că toți artiștii fac asta, nu poți spune acum jos, vai, eu acum voi picta. Poți să pictezi, dar poate nu-ți iese ce vrei tu să transmiți. Când nu simt ceva anume, când nu vreau să mă exprim, când nu cred că pictura o să fie benefică pentru mine, aleg să fac altceva, să fac un crochiu. Sunt de părere că trebuie lucrat cel puțin din două în două zile, pentru că dacă nu îți pierzi exercițiul și e destul de greu să-ți reintri în mână. Și nu sunt o persoană exuberantă, n-am fost niciodată, am o aliră tristă din ceea ce îmi spun cunoscuții mei și dacă a fire am fost întotdeauna melancolică, n-am pictat niciodată fericită pentru că niciodată n-am trăit extazul ăla așa mare. Poate când am desfăcut un cadou de Crăciun, dar când mă duc în atelier nu vine să țopăi, îmi vine să stau cu mintele la locul meu să gândesc ce vreau să fac și... Și asta transmit și lucrurile tale, nu? Prin culorile pe care le folosești. Da, prin... da. Ai mai avut expoziții până acum? Știu că asta este a doua ta expoziție personală, da, care are loc mâine. Am avut o expoziție când am făcut 18 ani. Am vrut să organizez, pentru că am vrut să-mi fac un cadou mie și a fost o expoziție exclusiv de nuduri. Atunci picteam altfel. Ai avut și expoziții cu colegii tăi? Mă gândesc că asta este doar a doua personală, dar ai mai avut alte expoziții, mi-ai participat. Am avut de-a lungul timpului cu liceu și cu facultatea expoziții, dar cu un grup de colegi de liceu am dezvoltat o temă destul de sensibilă cu prizonierii din închisorile comuniste, cu oamenii care nu erau ascultați și am lucrat foarte multe portrete de ale lor. Ai o lucrare de-a ta preferată până acum sau toate îți plac la aceeași intensitate? Fiecare artist poate mai, nu știu, preferă acea lucrare, să spune, nu o să vând niciodată, e a mea. Faci și tu așa sau tot ce vedem astăzi aici putem cumpăra dacă suntem iubitori de artă de la tine? Ca și artist, mă gândesc, trebuie să treci, da, deci și vinzi. Da, am una singură pe care nu vreau să o vând, dar n-aș putea să spun că e preferata mea. Poate îmi place după ce o termin în atelier și după două săptămâni deja începe să mă irite. După 2 ani nu mai vreau să le văd și le întorc cu spatele, să văd numai șasiul. După 4 probabil că le rad și le repictez. Pentru că niciodată nu sunt în totalitate mulțumită de mine. Caut, întotdeauna caut. Ceva poate cromatic, poate compozițional, poate tematic chiar. Pur și simplu când mă uit la lucrările mele de acum 2 ani, le văd puerile. Nu le vreau și atunci le dau, poate nu le vând pe moment, dar după, dacă reușesc să le vând, aș fi ipocrită să zic că nu le dau. Familia este lângă tine tot timpul, te susține cu vernisajele, cu, nu știu, poate tabere de creații? Întotdeauna mă susține familia. Câteodată mai
Sau e și critică? Este foarte multă critică. Familia e cel mai mare critic al meu și mai ales dacă mă duc spre o reprezentare din asta care nu le arată exact realitatea, atunci da, aud că mai puteai să lucrezi puțin. Indiferent dacă eu le explic că am vrut să ajung acolo și am reușit să ajung, nu voiam să fac frunzele dintr-un copac. Dar mă susțin, ei îmi apreciază munca, fie că e pe gustul lor sau că nu e. Cine este cel mai mare critic după familie pe care îl asculți? Poate un profesor care ți este și mentor și îți mai spune, uite aici trebuie să mai lucrezi sau poate să te îndrepți spre altceva? Am un profesor la facultate, se numește Dan Măciucă și pe el îl ascult. Îmi place și foarte mult cum lucrează și de fiecare dată când i-am ascultat îndrumările, am ajuns unde am vrut. E greu să fii la o facultate de artă? E fain să fii la o facultate de artă. Îmi place să stau la atelier, mă cam scot afară portarii la 8 seara că se închide. Noi stăm acolo ca prieteni, nu vrem să plecăm acasă, pictăm între timp, stăm, povestim, pictăm. Într-adevăr, nu dăm același randament ca în momentul cursurilor, dar ne place să petrecem timp acolo. Pe lângă atelier, ce alte materii îți plac? Gândesc că aveți și materii... Dacă ai una preferată, dacă ai una preferată. Îmi place istoria artei. Îmi place pentru că reușesc să cunosc ce s-a făcut deja și să nu cred că am pus eu coada la cireașă. Dar sunt foarte multe perioade din istoria artei pe care pur și simplu nu le accept. Am avut o mare problemă cu pop art-ul și cu consumerismul. Pentru mine chestiile alea sunt absolut inexistente. Pe final de emisiune, vrei să ne spui când o să aibă loc vernisajul și de la ce oră? Da, vernisajul va fi mâine. Asta înseamnă vineri, 26 iulie, la ora 19. Și locația? Camera Carte. Aștept cât mai mulți oameni să-mi spună părerile despre lucrările mele și să fie sinceri, pentru că apreciez mai degrabă o părere critică decât o apreciere. A fost o elevă de excepție, strălucind atât la cultură generală cât și la pictură. Mi se pare că a evoluat foarte mult de când este la facultate, dar tot mai regăsesc în picturile ei liniile trasate de colegii mei. Încet, cred că se va desăvârși ca artist, creându-și o viziune proprie. Îmi place mult cum lucrează, cum îmbină culorile și se joacă cu ele. Mă farmecă faptul că i-am fost și dirigintă și că văd în picturile ei copilul Ada, adolescenta Ada și tot mai mult femeia Ada. Și acum o văd cum a intrat timid în clasa a șasea și sunt pur și simplu uimită de evoluția ei ca artist plastic. Am mai participat la expozițiile ei și întotdeauna când particip la expozițiile sau concertele elevilor mei, sunt mândră că am fost profesoara lor, pentru că îmi dau seama că sunt o infimă parte din ceea ce ei au devenit în timp. Trebuie știut că liceul de artă este o școală diferită, am predat și în alte școli, am predat și la universitate, dar nicăieri nu m-am simțit atât de acasă ca la liceul nostru. Și ne aleg tot mai mulți elevi, pentru că dincolo de partea de artă, noi oferim și o solidă cultură generală. Și chiar dacă elevii nu au excelat la materia mea, m-au uimit de multe ori prin ceea ce au arătat ei lumii în pictură sau în sculptură sau pe o scenă. Până la urmă, dincolo de materia predată, dincolo de notă, rolul nostru de profesor este de a crea oameni. Și cred că prin Ada eu am reușit acest lucru și nu numai prin Ada. Și important este ca orice copil să vină cu plăcere la școală, să facă ceea ce îi place, să aibă sentimentul succesului și cred că liceul nostru tocmai aceasta le oferă. Și elevii noștri confirmă tot timpul că da, chiar și într-o societatea noastră ultra-rapidă, poți face artă, dar poți face ca și școală. Ei pot alege orice liceu sau facultate, avem elevi care au dat la medicină, inginerie, științe politice. Sunt copii sensibili, empatici, inteligenți și dacă aș mai alege odată, tot liceul ăsta l-aș alege. Ești prietenă cu Ada și ai fost și colegă la liceul de artă, la artă plastică. Ce îmi poți spune despre ea ca artist plastic? Pentru că știu că am mai avut expoziții. Cum a evoluat din liceu până acum? Ada a fost întotdeauna o persoană matură, o persoană sensibilă, deși
ea întotdeauna vrea să pară foarte puternică. De fapt, e, nu numai pare, vrea să pară, chiar e o persoană puternică. Ca stil, în liceu, Ada era în căutare, cumva. Știa că vrea, se vedea clar că vrea să facă, să continue pe partea asta, însă era în căutare și căuta stilul, poate. Și acum ați convinsă că și l-a descoperit, clar. Și mi se pare că prin tablourile pe care le face acum, îi, nu știu, se reflectă personalitatea ei. Se vede clar că Ada le face. E o diferență colosală între liceu și acum? Adică ca și stil de a picta, de a picta personajele, culorile folosite? Da, e o diferență. Pentru că în liceu Ada făcea foarte multe nuduri. Iar acum nu se mai axează pe partea de personaj, ci pe partea de... O stare pe care vrea să o transmită? Da, pe partea de stare. Vrea să transmită ceva prin tablou, nu neapărat să se vadă persoana sau ce a reprezentat în tablou respectiv. A avut modele? Ce știi? Cine a îndrumat-o? Pe cine? Ce artiști se regăsesc prin ea sau de la cine a împrumutat câte o idee? Da, au fost câțiva profesori în liceu care clar au îndrumat-o și pe ei știu clar că i-a ascultat și i-au ajutat-o să ajungă aici. Ești și tu artist. Cum vezi arta în ziua de astăzi? Se poate trăi în România din arta? Poți face asta sau e doar ca și stadiu de hobby? Cred că se poate ajunge să se trăiască. Poate la început nu e chiar ușor, dar cu foarte multă muncă și cu ajutorul oamenilor din jur, sunt convinsă că se poate face asta ca un job. Tu faci foto, ai avut experiențe în vernisaje, oameni care vin la tine să vină și la ea la vernisaj. Cum decurge un vernisaj, de fapt, la un artist plastic tânăr, care e la început de drum? N-am avut expoziții proprii, am avut așa doar cu liceul, la facultate, cu alți colegi. Însă am avut în liceu și împreună cu lucrări de ale Adei, am avut parte de foto, iar ea picturi în expoziții. Vine lumea, este interesată sau vin doar prietenii, familia și profesorii? Dacă se face publicitate, este interesată lumea să vină să vadă un vernisaj sau un tânăr artist? Vin și alte persoane, chiar și în timp ce aranjam expoziția aceasta au intrat câteva persoane să întrebe, erau interesate dacă și ce va urma să fie aici. Și chiar cred că vin și alte persoane, nu doar apropiații. Și... Ai o lucrare preferată din această sală de acum, de la vernisajul care o să aibă loc mâine? Nu am chiar o lucrare preferată. Îmi place pe partea de abstract o lucrare dintre cele trei, adică pe partea de peisaj, nu abstract, pe partea de peisaj, o lucrare dintre cele trei mai mari. Iar îmi plac foarte mult lucrările pe lemn. Acelea îmi plac foarte mult. De ce crezi că ales lemnul? Sau ție de ce îți plac mai mult cele pe lemn decât pânza? În mod normal, oamenii caută și când cumpără un tablou, caută să fie cu pânză, să fie în ulei. Pentru că mi se pare că e altceva. A ales o altă abordare. Pe pânză e peste tot pânză, dar lemn nu găsești chiar atât de des. Și mai ales dimensiunea mică. Tot lumea când se gândește la un tablou, vede un tablou mare. Ea a ales să facă tablouri micuțe, dar cu substanță. Primele trei lucrări sunt cam în același stil, din câte văd. Ce îmi poți spune despre acest stil? În ce a fost pictată? Dacă e pânză, lemn? Sunt niște căutări către un peisaj care să nu plictisească. Peisajul de regulă are două dimensiuni, avem partea aceea cu cerul și partea cu pământul și în principiu delimitat clar. Am vrut să rup cumva granița aceea între planuri și să mă joc cu tușa, să creez o atmosferă. Am foarte multă documentație în direcția asta și de fiecare dată când mi se pare că natura arată într-un fel care rezonează cu mine, o fotografiez și încerc să mă inspir după din fotografiile mele. Ce e pictat? E în ulei, pe pânză? Ce este? Da, am pictat în ulei. Am început prin a da un
strat neutru de culoare, doar cu terebentine, după care am aplicat o pastă acrilică de modelaj ca să creez anumite texturi. Și după am abordat pictura clasică în ulei. Văd că sunt de diferite dimensiuni. Cum alegi dimensiunile? În funcție de ce? În funcție de câtă pânză am, în funcție de cât de mult am decupat din rola de pânză pe care mi-am cumpărat-o la momentul respectiv și după mă descurc. Dacă trebuie să pictez pe mic, pictez pe mic. Dacă am pânză, da, aleg să fac pe mare. Ce se caută sau ce le place celor care vin la expozițiile tale? Cele mai mici, mai mari, ce dimensiuni preferă? Sau cei care îți comandă? Depinde de persoană. Există oameni care apreciază tablourile mari, vor să-și pună ceva în casă, vor să întregească decorul și atunci vor să se vadă, nu să cumpere 5 lucrări și să nu arate cât una mare. Dar există oameni care au natură mai sensibilă de a fi și atunci apreciază lucrările de mici dimensiuni, pentru că, într-adevăr, acolo starea pe care am avut-o când am pictat e mai puternic concentrată decât într-o lucrare mare. Aici e prospețime și energie, pe când dincolo este meticulozitate. De la ce prețuri încep tablourile tale? Aproximativ? Aproximativ, cred că 250 de lei. Și în funcție de dimensiune și de ce este pictat sau dacă este pânză și lemn? În funcție de dimensiune și de gradul de dificultate pe care l-am avut în momentul în care le-am realizat, pentru că contează și cât am stat pe o lucrare. Compoziție cu personaje. Spuneai că nu prea ai și personaje, dar totuși le regăsim și pe pânză, nu doar pe lemn. Ce poți spune despre aceasta? Ce reprezintă? Văd că sunt niște țărani pe câmp. Da. Asta e prima lucrare din seria celor cu personaje care se găsește în expoziție și eram încă la momentul de căutare, încă nu știam exact ce vreau să spun despre lumina care se întâlnește pe pielea personajelor, pentru că în celelalte lucrări se poate observa o lumină destul de sălbatică, de deranjantă, este o tușă oranj. Și aici am fost mai calmă, încă nu eram sigură ce vreau să fac. Am vrut să creez o compoziție și în funcție de asta am pus și personajele, pentru că nu mi se părea că este echilibrată. De asta am pus și acele obiecte care se regăsesc în fața personajelor, vasele din care mănâncă. Și cam despre asta e vorba. Mai multe n-am vrut să spun. De regulă nu vreau să transmit atât de multe lucruri. Pur și simplu reprezintă niște imagini completate de starea pe care o am eu când le creez, dar nu vreau să transmit nemurirea sufletului prin ele. Am ajuns la lucrările pe lemn. Ce reprezintă ele? Sunt fotografii din familia ta? Îți aparțin ție? Poate apar și tu personajele de pe ele? Da, toate personajele reprezintă membrii familiei mele și apar în câteva, în calitate de bebeluș, pentru că îmi plac pozele făcute mai de mult. Pozele astea pe care le facem acum, în care se focalizează totul pe o anumită regiune a imaginii, nu mă prea încântă și nu reușesc să lucrez cu ele. De ce ai ales lemnul? Se pictează mai ușor? Ai trecut de la pânză la lemn? Nu toată lumea face asta, nu toți artiștii, poate unii merg doar pe pânză. Mi-am și facilitat un pic reprezentarea, pentru că pe o mărime atât de mică e mult mai ușor să pictez pe lemn și în cazul ăsta am vrut să-mi fac munca mai ușoară. Dimensiunile variază și dimensiuni mari pe lemn sau sunt doar micuțe? Deocamdată am făcut doar micuțe, dar îmi propun să lucrez niște picturi pe lemn de dimensiuni foarte mari, de o seamă cu cele pe pânză. Când ai început să faci picturile pe lemn? Din facultate sau le făceai și în liceu? Am pictat și în liceu, dar doar la nivel de icoană. În facultate am primit o temă, trebuia să lucrez neapărat pe lemn, trebuia să experimentez transpunerea unei imagini și mi-a plăcut. Și am dus-o spre o obsesie, am făcut multe, multe lucrări pe lemn. Trebuie tratat lemnul după ce îl cumperi? Care sunt stadiile până ajungi să pictezi efectiv? Da, se poate trata. Nu prea îmi place. Se tratează cu clei de oase. Nu reușesc să suport miros într-un spațiu închis.
Cele pe care le am aici sunt pe lemn cumpărat, gata tratat. Sunt lucrate pe blaturi de icoană. Thank you.